O, Doamne, am așteptat momentul ăsta. Sincer, pierdusem orice speranță, așa, dacă ne uitam toți în jur și vedeam țara închisă, viața închisă, nu mă gândeam că o mai apuca anul ăsta să filmăm ceva. A fost o veste extraordinară și am venit cu mare chef de muncă și iată-ne aici, ne-am apucat de treabă. Știi, mai ales când stai așa ca mine în altă parte de atâția ani, au trecut aproape 14 de când am plecat, întotdeauna mi-e dor de oameni, știi? Oameni dragi, oameni cu care muncesc. Din păcate nu mai am familie în România, așa că nu pot să zic că mi-e dor de ai mei sau de ceva de genul ăsta, că nu mai am pe nimeni aici. Dar mi-e dor de, efectiv, oameni care sunt prieteni de o viață sau de oameni cu care muncesc. Mi-e dor. Știi, e un vibe pe care nu l-am acolo, oricâți prieteni noi, să zic așa, mi-am făcut. Sunt oameni cu care fac de o viață televiziune, cu care am început sportul ăsta. Avem istorie împreună, avem povești împreună. E un amestec foarte cald, așa, și ți-e drag să vii înapoi la oameni. Purtăm toți mască în mod normal. Suntem toți disciplinați și mă bucur că înțelegem toți că e despre noi toți. Sigur că pentru cei care apărăm în fața camerelor scoatem masca, pentru că oricum nu suntem aproape noi, avem cel puțin 3 metri între noi, să nu creadă cineva că nu ne place să purtăm mască. Purtăm cu drag în afara momentelor de filmare, iar la filmare, măsura în care nu suntem aproape de nimeni, scoatem ca să mai auziți ce vorbim sau să mai vedeți o expresie. Oricum, toți am trecut prin perioada de izolare, adică n-am început chiar așa de nebuni proiectul ăsta. Am încercat să fim, nu numai să respectăm regulile, dar și să fim bine sănătoși cu toții, noi, echipa, concurenții, deci ținem mult să ieșim la fel de sănătoși cum am intrat în povestea asta. Noul sezon, nu prea pot să-ți spun multe, știi, pot să-ți spun așa câteva bucăți, pentru că pentru cei care au fost cu adevărat fanii Fermei și la sezonul trecut, acolo și de pe o zi pe alta aveam schimbări, de aia se și numea Ferma un nou început. Și în fiecare zi mai inventam ceva care răsturna regulamentul, cam așa o să fie și anul ăsta. Deja e răsturnat în mare parte, deja sunt, pornim pe o poveste puțin diferită. Culmea e că tot ce s-a rescris pentru anul acesta e mai greu, mai cu aventuri, mai incitant, mai de dat cu capul în pereți când te apucă nervii și acum mă refer strict la concurenți, sper. E un sezon care, zic eu, e foarte interesant pentru că din nou duce niște nervi la maxim, duce niște limite dincolo de ce crezi tu despre tine că poți să duci sau poți să trăiești sau poți să sau simți că poți. Și data trecută am avut concurenți care la început credeau că fac orice, duc și au clacat pe parcurs, ce au revenit, s-au întărit, s-au mobilizat. Până la urmă, asta e partea cea mai frumoasă și cea mai interesantă pentru mine. Este tot ce se întâmplă cu mintea oamenilor și chiar cu sufletul lor în condiții extreme, în condiții în care îți lipsește confortul, în care îți lipsesc cei dragi, în care îți lipsesc lucrurile obișnuite din viața de zi cu zi, de la telefon până la orice, inclusiv mâncare. Deci e o emisiune care te pune foarte tare la încercare. Întotdeauna am zis că cei care acceptă să vină ca și concurenți sunt deja eroii mei, pentru că știu că nu vin la ceva ușor, nu-i păcălește nimeni că va fi bine și frumos, știu că îi așteaptă ceva greu și iată că totuși vin, iar pentru mine e cu atât mai frumos cu cât, bine, uite, atâta pot să-ți spun. Avem niște concurenți și concurente atât de frumos și de sexos și de în formă, o să-ți placă mult. Nu neapărat ăsta a fost criteriul, așa s-a nimerit. După toate preselecțiile și după toate încercările de program, de aliniat vieți și programe, am rămas cu o trupă senzațională, adică și de o parte și de alta. Sunt niște oameni, unul și unul, cu atât mai bine cu cât e și cald afară, poate și ținem numai în costum de baie sau pantaloni scurți. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.